Un alt tur operator va efectua curse charter din anul 2020 din Baia Mare, de această dată către o nouă destinație, Hurghada, Egipt. Amara Tour, o agenție cu sediu în Cluj-Napoca, prezentă pe piața românească din 2017 și care operează curse directe în regim charter către Tunisia, Egipt și Turcia, în parteneria cu companii aeriene renumite, va duce maramureșenii care vor să se bucure de un sejur tocmai în stațiunea egipteană. Detalii au fost oferite astăzi de reprezentanții firmei la aeroportul internațional Maramureș. O nouă provocare pentru noi, deci vom opera din aproape 10 aeroporturi din țară, fiind Timișoara, Arad, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Cluj, Sibiu, Suceava și București, pe cele trei destinații. Și pentru maramureșenii, deci o noutate va fi pentru anul viitor, împreună cu Amara Tour, destinația Egipt, ca și țară, și aeroportul de aterizare va fi Hurghada. Deci maramureșenii se vor bucura, începând de anul viitor, să nu mai aibă nevoie să se deplaseze până la Cluj sau până la Budapest sau până în Oradea, cum a fost și anul ăsta. Potrivit informațiilor prezentate astăzi, zborurile către Hurghada vor începe din Baia Mare în 10 iunie 2020 și vor fi operate până în 30 septembrie. Transportul va fi asigurat cu aeronave Boeing 734 de 165 de locuri. Avioanele vor pleca din Baia Mare în fiecare miercuri. Noi lucrăm aproape în proporție de 99% cu agențiile partenere. Ne-a venit idee, ne-am consultat cu ei, au agriat ideea, sunt bucuroși și ne propunem să aducem în jur de 3200 de turiști pe destinația Hurghada din aeroportul Baia Mare. Tarifele pentru Hurghada pentru hotelurile de 4 stele încep de la 399 de euro de persoană, iar pentru cele de 5 stele de la 450 de euro de persoană, stațiunile din Egipt fiind potrivite atât pentru familii cu copii cât și pentru tineri.